Ne-ați întrebat de mai multe ori despre mâncarea păsărilor, cât costă. Și țin să vă spun de dinainte că mâncarea păsărilor în Spania e mai scumpă ca în România. Că dezbatem și noi acest subiect cu rudele noastre din România și le spunem cât costă pe la noi, ei ne spun cât costă pe la ei și dezbatem, vă spuneam, subiectul. V-am adus aici la găinuțe să vă arăt ce mâncare le dăm și cât costă. Și prima oară un aperitiv pentru găinuțe. Avem aici porumb și grâu. Sacul de porumb și sacul de grâu luăm cu același preț, 10 euro. Atât porumbul cât și grâul, sacul, repede, de 25 de kilograme. Apoi, tărâța, avem aici un sac enorm, enorm. V-am arătat că îl facem cu apă călduță și cu un combinat de uruială. Tărâța, sacul de 30 de kilograme, este 18 euro la noi. Uruiala, ia uitați-o, asta este pe care le-o dăm noi, nu e chiar măcinată făinoasă, ne place să o luăm așa mai grunjoasă pentru că știm exact ce este înăuntru. Cu cât este mai făinoasă, cu atât bagă ei mai multe făinuri și chestii nu tocmai naturale. Cu cât o luați mai grunjoasă, știți, se vede practic ce conține uruiala. Sacul de uruială la noi costă 15 euro, dacă nu mă înșel, 25 de kilograme. S-a mai întrebat dacă cumpărăm mâncarea de pe internet. Nu, o cumpărăm local de la din asta, o fabrică de făcut zi, tărâțe, uluiară, mâncare pentru animale în general. E în... Stai să vedem că scrie pe aici, în Alquerias, cei care locuiesc pe aproape. Pur și simplu mergem la magazinul de cumpărat hrană pentru păsări și de acolo cumpărăm. Nu avem nicio pagină de internet, nu avem unde să vă îndrumăm, de exemplu, pe cei care locuiți în Spania, să vă îndrumăm, luați de acolo că e mâncarea mai bună. Noi unde găsim? Să fie din apropiere, adică să fie procesat în apropiere, să nu fie adus de pe meleaguri, că atunci mâncarea nu mai e atât de calitativă. Cu cât e mai aproape alimentul de locul unde locuiești, cu atât este mai calitativ. Așa se întâmplă și cu mâncarea de oameni, asta se întâmplă și cu mâncarea de animale. Vai, ce întâlnire de gata trei. Deci ce se întâmplă pe acolo? Găinilor le dăm mai multe chestii de mâncare, ați văzut, tărâță, uruială, etc. Rațelor le dăm doar porumb și grâu. Iarna, iar vara doar porumb. Haide! Pătuștelor mici, este adevărat că le dăm și lor acum tărâță, uruială, ce e mai pisat așa mărunt la bobocei de rață, dar la astea mari, strict porumb. Nu le place altceva, le dau și tărâță, dar nu vor. Vor decât porumb, boabe să fie. Nu mai uitați-vă la ei, ce veselie la ei, la ele. Sunt într-o bucurie totală. Cam așa stă treaba cu mâncarea pentru păsări la noi. Sunt tare curioasă să-mi scrieți în comentarii la voi cum stă situația, care sunt prețurile, că depinde și de regiunea unde locuiți, fiecare țară. Sunt curioasă, vă aștept în comentarii.